Ne apropiem de finalul anului, ne uităm în urmă și ne întrebăm cum a trecut timpul atât de repede? Parcă a fost un vis, parcă a fost un abur, parcă a trecut ca un sunet. Ce am putea învăța oare de la un sunet? În primul rând, iubiții mei, sunetul are durată, poate fi optime sau o notă întreagă, o viață de câteva luni sau întreagă de 80 de ani. Oricât ar fi timpii muzicali, se scurg imediat ce sunetul a început. De ce? Pentru că sunetul e scurt, la fel ca viața noastră, precum o compară David cu latul de palmă în Psalmul 39:5. Mereu spunem că avem timp, dar uităm că viața noastră se poate întrerupe atât de ușor ca un fir de ață. Oricât de mult ai trăi, când privești în spate, îți dai seama că totul a trecut repede. De aceea Biblia ne cere să valorificăm ziua de astăzi. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul Lui, spunea Evrei 3:7. În al doilea rând, iubiții mei, sunetul se aude, viața noastră nu rămâne ascunsă, faptele noastre au un răsunet, un ecou, totul se înregistrează. Biblia spune în Matei, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Nu poți acoperi sunetul, nu poți acoperi faptele tale, cuvintele tale, privirile sau gesturile tale. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem de-a face, spunea Evrei 4:13. Ce mare har e să nu roșești când se audă ceva despre viața ta, să nu fie nevoită persoana respectivă să-și pună mâinile la urechi când aude despre sunetul faptelor tale. Iar dacă cineva te vorbește de rău, pe nedrept, ai posibilitatea să demonstrezi prin faptele tale că ceea ce s-a auzit nu e adevărat. S-a auzit despre faptele Tabitei, s-a auzit despre ce a făcut femeia păcătoasă cu mirul de preț pe care îl avea. Iar Iisus a spus atunci că sunetul faptelor ei se va auzi mereu ca o mărturie. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Matei 26:13. Despre tine ce se aude? De asemenea, iubiții mei, sunetul transmite un mesaj. Trâmbița în Biblie întotdeauna transmitea un mesaj. Telefonul când sună, transmite un mesaj. Sunetul de la SMS-ul care a sosit te anunță că cineva ți-a scris ceva. Fiecare sunet are un mesaj. Am dat eu oare un mesaj clar prin sunetul vieții mele sau unul încurcat? 1 Corinteni 14:8. Dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? La multe mormântări nu știi ce să crezi. Oare a umblat cu Dumnezeu în totalitate sau a fost doar în registrul bisericii? Oare chiar și-a iubit partenerul sau au stat împreună doar din cauza copiilor? Oare faptul că scrie pe cruce că a fost robul Domnului e un adevăr în totalitate sau unul pe jumătate? Putem lăsa un mesaj clar în urma noastră. Pe portativul planului lui Dumnezeu putem fi o notă de care el să se folosească pentru a transmite un mesaj deosebit celor care vor auzi sunetul vieții noastre, iar aceștia să fie încurajați, motivați și gata să meargă înainte spre cer.